Acolo este vorba de suflet. Deci sufletul, atât feminin cât și masculin, nu au gen. Deci sufletul este suflet. Sufletul este ca un înger înaripat. Deci el nu poartă sex. Ca să înțelegem termenul care trebuie exprimat. Deci sufletul este de natură dumnezeiască și nu are patimă. În împărăția Dumnezeu nu este bărbat și femeie. Toți sunt ca îngerii. Legat de problema Evei, ascultarea femeii față de bărbatul ei vine tocmai din această poruncă copleșitoare, că femeia s-a lăsat ispitită de satana, nu pentru că n-ar fi fost pregătită, ci numai pentru simplu fapt că a avut mai multă imaginație. Deci ea a fost puntea între diavol și om, că de fapt satana n-a vrut să o ispitească pe Eva, cu Adam avea treabă, dar s-a făcut ispitirea prin Eva, care în momentul în care s-au depărtat cu fața de la pomul vieții și s-au întors cu fața spre pomul cunoștinței binelui și răului, i-au pierdut harul, iar opacitatea a venit pe parcurs ce discuția se adâncea. Deci cu cât satana se încălzea mai mult în discuție cu Eva, pentru că aici, sigur, războiul psihologic al satanei n-a fost unul de scurtă durată. Auzi, dragă, ia mâncă un măr, că vedem, noi rezolvăm problema după aia. Nu. Discuția, clar că a fost mult mai lungă și mult mai concretă, dar atâta timp cât arată clar că Eva s-a lăsat ispitită, după cum arată, deci de unde se vede acest lucru? Dacă deschidem Octoihul la glasul 8, vom vedea la Cântările Învierii că spune așa: frumos și bun la mâncare era rodul ce m-a omorât. Dar Hristos, pomul din care cine mănâncă nu mai moare, o drăslește în veac. Deci despre ce frumos era vorba? Oare raiul era urât? Nu. Oare ceilalți pomi erau urâți? Nu. Oare pomul cu precăderea asupra căreia s-a oprit Dumnezeu, întreabă Inocențiu de Odessa, era un pom deosebit de ceilalți? Nu. În concepția tuturor teologilor era un pom cu toate, deci cu toate calitățile obișnuite ca ceilalți pomi. Singurul lucru care i-a atras Evei atenția asupra acestui pom a fost tocmai curiozitatea satanică și îndoielnicia că Dumnezeu i-ar fi ascuns această taină, că acel pom o poate ucide și că de fapt în fapt nu e adevărat. Deci Eva n-a mâncat din pom să-L supere pe Dumnezeu. Eva a mâncat din pom să se convingă că, într-adevăr, dacă va mânca, va muri. Și când a luat prima gură și a văzut că era bun la mâncare, de ce spune bun? În clipa în care Eva a mușcat din măr, ea s-a golit definitiv de Duhul Sfânt. Ea n-a mai simțit acea mâncare harică. Vezi cum spune în psalmi: gustați și vedeți că bun este Domnul. Deci nu trebuie să mănânci să vezi că e bun, trebuie să guști să vezi că e bun. Ea n-a gustat, a mâncat. Deci cu precădere a luat o gură, două, trei, patru, cinci, șase, poate a mâncat și al doilea fruct și al treilea fruct, dar de ce a mâncat? O muncea dracu curiozității și a îndoielii că Dumnezeu ar fi înșelat-o. Băi, n-a murit de la primul fruct, poate nici la al doilea, nici la al treilea, nici la al patrulea. Înseamnă că ceva nu-i bun. Dar ce și-au dat seama? Și-au dat seama că au murit sufletești. Deci în clipa aceea s-au depărtat de Dumnezeu. Deci de unde până atunci Dumnezeu plutea prin rai și ei pluteau în preajma lui Dumnezeu, de data aceasta a auzit pașii lui Dumnezeu prin rai. Deci ce s-au închis? S-au închis simțurile duhovnicești și s-au deschis simțurile trupești. A văzut Adam că e gol, că are păr pe subsuori, că are barbă, că are plete, că e rușinos, că trebuie să îmbrace. A văzut femeia că e goală, a văzut că e rușinoasă. Și atunci au dat să se ascundă, cum spune, și au pus frunză de smochin, pentru că ăla era de fapt pomul din rai, pentru că raiul real pe pământ era între Tigru și Eufrat, în Mesopotamia de astăzi, iar Dumnezeu l-a înălțat duhovnicește la cer, iar pământul ăla există până astăzi pe pământ la noi, locul raiului propriu-zis pe pământ. Dar ce apare nou? Apare nou faptul că Eva n-a avut această convingere că moartea ei sufletească era reală. Și în clipa, spune Inocențiu de Odessa, în clipa în care a apărut Dumnezeu, în loc să cadă cu fața la pământ și să-și ceară iertare, ea a încercat să arate lui Dumnezeu că e la fel de inteligentă ca el.
Aici a fost greșeala femeii. De aceea a pus-o în stăpânirea bărbatului. Și această stăpânire, asupra femeii de către bărbat, nu rămâne numai până la buna vestire, când Maica Domnului spală rușinea femească și ia asupra ei și poartă în pântece prin Duhul Sfânt pe Iisus Hristos. Ea rămâne și până în zilele noastre, datorită cărui fapt? Bărbatul conlucrează direct cu Dumnezeu, iar femeia conlucrează cu Dumnezeu numai prin bărbat. De-aia femeia în biserică și tace. Că nu ați văzut în momentul în care catolicismul s-a izbit de protestantism și anglicanism care au hirotonit femei, războiul s-a adâncit definitiv și irevocabil. Deci femeia nu poate să vârși sacerdoțiu, deci nu poate să lucreze eclesia, deci nu poate să lucreze taine. Deci nu este îngăduit. Nici Maica Domnului nu și-a permis acest lucru, cât a stat în templu, chiar dacă a fost dusă în Sfânta Sfinților, a brodat mitre, a brodat brâie, veșminte, s-a rugat, a lucrat la templu, dar n-a săvârșit din cele sfinte. Nu este consemnat nicăieri. Singura liturghie pe care a făcut-o Maica Domnului a fost comuniunea directă cu Dumnezeu prin rugăciune și împărtășirea și hrănirea ei prin înger, ceea ce arată Ioan Damaschinu, deci în scrierile despre Maica Domnului. Dar ea a rămas supusă bărbatului său Iosif, ca drept dovadă că și în clipa în care s-a născut pruncul și au venit magii și steaua și păstorii și cerul și îngerii, ea nu iese de sub ascultarea lui Iosif. Vine Dumnezeu și nu-i spune Mariei, ia pruncul și șterge-o. Nu. Iosife, ia pe prunc și pe muma lui și fugi că vin urmăritorii și prigonitorii. Îl vestește din nou noaptea, nu-i spune Marie, hai acasă că avem treabă. Iosife, ia pe mumă și pe prunc și întoarce-te din nou că au murit urmăritorii lui. Deci ea rămâne într-o permanentă ascultare de bărbat care este capul bisericii. Deci a bisericii cele văzute, că capul bisericii cele nevăzute rămâne Hristos în cer. De ce lucrul ăsta? Pentru că pe pământ, prin ierarhie, se proslăvește biserica luptătoare de aici, de la noi, iar prin Hristos și biserica biruitoare prin Sfinți, se proslăvește cerul care se umple de mulțimea mucenicilor, a cuvioșilor, a arhiereilor și așa mai departe.